Salutare, dragilor! Bine ați revenit pe canalul Cultivă cu Mihai. În acest clip vă prezint cum plantez sâmburile de mango care a germinat. Dar înainte să vă arăt sâmburile, știți din clipul anterior că am așezat sâmburile la germinat. Aici se poate observa sâmburile cum a germinat. Vă explicam data trecută că se observă și fisura și trebuie pus cu fisura în partea de sus, deoarece după cum se vede și aici are o crăpătură de undeva crește copacul și această crăpătură se va mări. Practic, sâmburile se va desface în două părți, iar din centru va crește copăcelul nostru de mango. Dar pentru a crește copăcelul avem nevoie de sol. Voi așeza sâmburile direct pe pământ. Cu grijă să nu rup rădăcina deja formată. Mai adaug puțin pământ. Acum aproape am acoperit sâmburile, dar nu-l voi acoperi de tot, deoarece nu vreau ca sâmburile să putrezească înainte de a germina. Iar acum voi așeza ghiveciul cu sâmburile într-o pungă care se închide în partea superioară, astfel încât să țină umiditatea, după care îl voi uda foarte bine. Introdus sâmburile în această pungă și acum folosind pulverizatorul voi uda foarte bine pământul. Astfel încât sâmburile să-și continue germinarea. După ce am udat foarte bine, voi închide punga numită și Ziploc Bag. După ce am închis această pungă, voi așeza în același loc unde am pus și sâmburile să germineze, iar mai apoi, după ce copacul va răsări, voi așeza ghiveciul într-un loc luminat și ferit de curenții de aer. Îți mulțumesc că ai vizionat acest clip până la final. Dacă ți-a plăcut și nu ești deja abonat la acest canal de YouTube, o poți face pentru a primi notificări cu cele mai noi videoclipuri. Pe curând!